Următorul invitat vine să pună la murat tot ce este răsuflat în showbiz, nimeni altul decât Marele Pamfletar, aproape octogenar. Varză! Am înțeles. Asta e bine că se câștigă bani și din nimic. Da, bravo, stai că vreau să încep așa astăzi, măruță. Te descalzi, nu? Să exact. Se vadă că am ciorap de mafiot. Exact, mă. Nu ca citez marțafoiul de ciucă. Da. Am închis și tatul. Am închis și tatul. Mi-au luat locul ăsta. Ai observat pe tine chemându-te varză, era clar că trebuie să simțim și mirosul de varză. Oplicat. E ok, varză murată. Mai ales că nu m-am schimbat de data trecută. Nu știu dacă ai observat, eu nu mă schimb decât de aici în sus, da. Știi? Deci de acum o săptămână de asta avem și varză murată în platou. Da, mă, dar sunt mafiot? Da, mă, exact, și nici n-ai gleznele dar știi goale. De ce? Nici nu mai poți să-i dezlipesc, i-am lăsat acolo, știi? Sunt de asta vară, de la mare i-am luat. Da, se țin bine. Îi purtam la jlapi. Perfect. Am mai văzut cu șlap și ciorap, să știi. În rest, ce faci? Săptămâna trecută v-a mers bine? Ați semnat un contract cu Marius Moga? Foarte bine. Deja am început să ținem calendarul. Exact. A început numărătoarea inversă. E gata. În februarie, cum ar fi. În februarie, de Sfântul Valentin o lansăm. Nu, pe 3 de ziua mea. A rămas bătut în cuie? Nu a rămas bătut în cuie, a rămas 2020. 2020 să termine în decembrie anul viitor, adică. Dar oricum, e timp. Că... Îl caut unde face Revelionul și tot mă duc peste el până nu face piața numărată. Vezi că e și ziua lui de noaptea de Revelion. Știu. Hai să vedem, ce vrei să vorbești tu azi, că tu fiind pamfletar? Da, adică... Sunt multe lucruri să știi, dar am ales două foarte frumoase. Unul dintre ele ar fi că nepoata lui Ceaușescu, care are 23 de ani, este superbă, un elev eminent, care a luat, am înțeles, bacul cu 9.48, ceva de genul. Aici uite, e în fotografie, da? Da, da. Și ci că hai să dezbatem treaba asta. Bă, deci sincer... a luat note mai mari decât lua bunica ei. O, ferească Dumnezeu, decât bunica ei lua oricine note mai mari. Academician, doctor... Până și eu și Ciuc aveam note mai mari decât bunica ei, adică... Da. Dar stai un pic, nu vorbi de rău. Deci nepoata lui Nicolae Ceaușescu. Și acum, ca să înțeleg... Da, este fata lui Valentin. Uh-huh. Valentin singurul care mai trăiește și care speram să candidez, Valentine, dar... Vă că nu vrei. Te tot ții ascuns acolo. Păi aveam o șansă, mă jur. Adică, aveam o șansă. Oricum, la ce candidați avem și cât de mulți sunt. Bă, la ce neam au avut, Valentin a fost singurul. Nu, adică nu mai era nicio surpriză. Poți candidezi oricine. Da, bravo. Mă așteptam și Ciucă să vină cu un dosar care are 200.000 de semnături și să participe și el la bă, alege. Da, bine, dar Ciucă intra în categoria aia. Știi, lasă-ne. Da. Bun, haide să vedem. Oricum. Da, stai, că vreau să-ți fac aici o chestie foarte mișto. Mie când m-a sunat Greta și mi-a zis că ar vrea să discutăm despre asta, m-au trecut niște fiori pe șirea spinării. Pentru că mama este din Scornicești. Mama ta? Da. Bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, văr de al doilea cu Andruță Ceaușescu, tasolul Ceaușescu. Deci voi sunteți neamuri. Suntem neamuri, n-au știut niciodată că suntem neamuri, că eu stau într-un apartament cu 3 camere confort, 2 în sălaj, între Rahova și Ferentari. Da. Deci eram și eu mai până, știi, aveam o... Da, nu, dar păi nu-i nimic, mă, dragi. Acum mi se leagă mie de ce a vrut Greta, cum zici tu, să discutați despre treaba asta, pentru că Greta știa că sunteți neamuri. E posibil, cred că după față ne-a luat așa. După adică... față. Da, deci, păi practic, și eu ești... am față de prost, știi, deci, adică... Deci tu ești din neamul... Neamul Șoimăreștilor sunt. Da, da, da. Ceaușeștilor. La Cizmărie cum stai? Bă, să știi că pingele am avut tot timpul. Apropo de asta, ții minte când se puneau plachile, da, cum da, dracule da, exact. Zicea, de metal? Bă, aveam în liceu, într-a noua, niște ciocate, se purtau ciocatele, frate. Da. Și îmi luasem niște ciocate, second hand, că nu le dusem în vâr. Și pusesem de-alea și eram, bă, eram pe liceu, era... Erai stepper. Țac, țac. Bă, dacă nu făceai țac... Nu erai valabil, înțeleg, cred că acolo am rămas țăcănit, știi, de la țacurile alea, că țac, 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 țac și m-a țăcănit un pic treaba asta. Dar vreau să zic că aveam un avantaj, să știi, pe tema asta. Mama, având buletin unde scria că e născută în Scornicești, când te duceai în Scornicești, cumpărai carne la liber la măcelărie, frate.
pe bune? Cu buletinul, da. La liber, da. Acum eu te întreb pe tine, cine dracu... Deci tu pe bune la scornicești când treceai cu buletinul? Da, frate. Nu cred asta. Da, la alimentară găseai de toate. La... Băi, erau pline, erau full. Știi cum arătau alea? La scornicești erau pline și full. Ceai că era expoziție, tati. Deci acolo era ca în Occident. La scornicești? Da, mă, alimentară full, cu de toate. Nu numai Adidas de porc și alte lucruri ca pe la noi. Și treceai cu buletinul? Cum aveai buletinul, scria pe el scornicești, cumpărai câte chile de carne vrei, câte ce vrei tu. Da, cu atât întreb eu, cine dracu își lua carne, mă, la scornicești, când toți aveau carnea în curte, mișuna pe acolo. De ce ai să-ți cumpe carne, erai nebun, aveai porc în curte, aveai găină, aveai... Aveai tot ce trebuie. Mai tăiai o pisică, mai mâncai un câine, la proțap, la... Na. Acum, apropo de asta, mic, eu fi mâncat, mă, câine? De Feihong? Feihong, cred că da, păi e o delicatesă, da, la păi el. Da, nu, că am văzut că el mai are și momente când latră. Și cred că din cauza asta da, e... Dar să știi că la... mi-a plăcut de băiatul ăsta, senzațional, ce energie. Băi, ok, eu l-am văzut la voce cântat, când a cântat, da. Și chiar mă întrebam, zic, o fi din Thailanda, că mi s-a părut că are... Fizionomia, nu? Fizionomia nedefinită, cum ar fi, știi? Că, na, și cu părul ăla lung, așa, desfăcut și alea, zic, hop, e el sau ea. Dar, pe urmă, mi-am dat seama și un tip e foarte mișto, puști, e foarte mișto, mie îmi place, da. Îmi place. Bun. Are un rol extraordinar în Profu, în seara asta, de la 21:30. Super, tare, bine, intră două minute, dar e ok, adică e rolul lui, nu e... Ia lui și îl joacă, bă, acum, pe bune, care erau șansele lui, mă, în China să ajungă în vreun serial, unde sunt sute de milioane de... Nu, aici, uite, a venit la România, are altă șanse mecă. Pe care avea un român în China. Băi, nu, ai șanse mari. Tu român în China, nu? Bă, european în China, ai șanse mari. Eu am un prieten foarte bun, instructor de salsa. Da. Am făcut dansuri salsa și astea. Super școală, mania latină, cea mai bună. Care a plecat, s-a mutat în Thailanda, definitiv. Și a vândut tot aici, s-a mutat acolo și a deschis școală. Este pe toate... Pe toate zgrienorurile alea și alea, uite așa, sunt pancarde cu el pentru că este manechin. E, pozează la case de modă, la astea, pentru că e european și e altceva față de ei, știi? E tot neam cu tine și asta? Nu e neam cu mine, dar na. Da, aș vrea să știu să dansez cum dansează el, dar în rest, na. Acum nu știu nici de ce s-a dus acolo, că aici avea o gagică destul de mișto, acum nu știu ce băiaș o fi luat. Că na. Haide să, am înțeles că ai ceva cu fotbaliști? Băi, am multe cu fotbaliști. E una de fotbaliști. E și Nearica aici. E pe de asta am zis că e și Nearica și am auzit de fotbaliști. Și pe... Nearica aici e... L-am întrebat mai devreme, zic, Nearica intră bine rapidul anul ăsta. Ce, hai mă, răbdare, bă, că n-a trecut anul. Exact. E, nu e, mie îmi place că este realist, înțelegi? Da, zice cu fotbaliștii. Băi, știu de ce nu merge foarte bine Steaua la ora actuală. Apropo, cu ce echipă ții? Da, știu că nu, o să fii imparțial, că nu știu ce ești la televizor. Dar nu le vreau cu fotbalul. Să nu te bată plecea... galeriile alea la alte. Cu Pandurii, că-s de la Târgu Jiu. Dar care, ăștia noi sau... Că a apărut acum viitorul Pandurii. Care, mă, viitorul? Viitorul Târgu Jiu. Nu e, mă, viitorul Târgu Jiu. Pandurii, aia bătrânii. Nu, tati, aia nu cred că mai există. Bă, asta există, mă, există. Ironia aveți sorții. Și superstadion la Târgu Jiu. Asta zic, ironia sorții. S-a făcut superstadion și ei sunt în Liga 3-a. A doua. N-au căzut? Urmează. Pandurii, așa. Și mai ținem și cu CFR Cluj. Da, când au jucat bravo, în Champions League, când au avut... Nu, eu știu, eu am găsit buba, de ce nu merge Steaua foarte bine. Mă rog, FCSB, de ce nu merge? Păi are nuntă fata cea mare a lui Becali. Și? S-au dus investițiile acolo. Adică a cumpărat, dar a luat așa, mai subțire, că a trebuit să investească. Păi tu și... Bă, ești cu fotbalul? Eu sunt cu fotbalul, da. Cu ce echipă ții? Mi-e rușine să spun, probabil că o să jucăm la anul un derby cu Rapidul B. Cu cine ții? Cu Dinamo. Păi și? Vă pregătiți de Champions League? Vă pregătiți, nu? Bă, ne pregătim de ceva ani. Problema e că nu știm să mai lătrăm. Schelălăim acum, e fă, chiar lau! Da, uite, zi de Dinamo, de ce nu merge Dinamo? Dinamo? Păi da. Păi Dinamo, nu, momentan, nu o să poată să meargă, fratele meu, că noi suntem într-o groapă. Și din groapă e greu să ieși. Da. Stadionul e o groapă. Da, pe așa e. Când unde joacă Dinamo, în groapă. Mare, bine, nici Steaua n-are cum să meargă, că n-are stadion. Uh-huh. Adică, tu crezi că de asta e la Dinamo? Dar am văzut că acum a fost tot cu Dinamo, am văzut că galeria lui Dinamo sau șefii de la galerie l-au luat pe Alexa, așa, în... În stambă? Colimator, da. N-am văzut asta. Păi ce, mă, știu mai multe despre Dinamo decât păi știi tu care ești suporter. Păi pe mine, de ce nu mă sunați, mă? Nu mă sunați și pe mine, dar mă băgam și eu. Dar tu nu ai abonament? Bă, citesc ziarele o dată pe an, ți-am explicat la prima emisiune. Am citit, am văzut și declarație în Gazeta Sporturilor cu Alexa, care i-a făcut pe șefii galeriei Dinamo Pisoiași. Ce drăguț! Da. Mă rog, și apoi și ei au răspuns că...
Nu poate să... Că Alexa i-a chemat să se zmarduiască prin oraș și șefii galeriei, galeriei echipei Dinamo au zis că nu pot să-l bată pe unul care ia bătaie de la o femeie sau ceva. Păi nu, dar ce rost avea să deplaseze ei, că puteau să trimeată pe nevasta lui Hicaf și rezolva problema, trimitea pe Prudanca și gata. Bă, Varză, tu când vii pe la noi vorbim despre de toate și... Păi da, unde stai un pic, că nu vorbeam despre ce vorbeam acum. Păi vorbeam, am înțeles de ce nu merge la Steaua treaba. A, păi ai mutat treaba la Dinamo. De ce ai mutat treaba la Dinamo? Tu ești dinamovist. Ce cauți la noi în coteț? Ce te faci la noi în coteț? Exact. Vorbeam de Steaua și spuneam cum văd lucrurile acum la nuntă, da. la cum aranj... Bă, el investește. Investește. Da? Perfect. Dacă investește, dictează-mă. Mie așa mi se pare corect. Nea Becali. Respect. Ca și la nuntă. Păi și cum o să fie la nuntă? Știi cum au așezat mesele? 4-4-2. Afară pe terasă rezervele. N-ai cum să-i ții înăuntru, că-s rezerve, știi? A pus pe, adică rudele mai îndepărtate, cum ar fi. Pe terasă afară frumos. Și are loja de VIP unde stau Barosani. Nașii cu Metri, adică tot fotbalul românesc, că până la urmă sunt toți acolo, știi? Nu, bine, nu poate să vină ăia care sunt deja, care au o treabă, care sunt la studii. Dar ceilalți o să vină toți. Mai este o problemă. Știi că este datina asta să se fure mireasa. Da, zi repede că trebuie să luăm publicitate și vine și Iulia Albu. Nu o să reușească. Pe Nearică, bă, ce s-a luat. Nu o să reușească, știi de ce? Da. Nearică, ține loc, că vin și eu acum. Băi, tu vezi, Nearică, în tribune, ce face? L-am văzut, mă, păi și eu vin în tribune. Păi Nearică e pe banca de rezerve. Da. Știi de ce nu o să reușească să fure mireasa la nunta asta? Și am montat VAR. Știi vară la de cer arbitrii de sus, din așa? Becali și-a pus VAR, are tableta pe masă și urmărește cine fură mireasa. Și știi de ce și-a montat VAR? La nuntă? Ca să nu fie nevoie să trimeată doi băieți cu o mașină să recupereze mireasa, știi? Nearică e aici, eu îți mulțumesc mult, Varză, te mai așteptăm pe la noi când mai... Da, bravo, mai vin așa marțea, că mă plictisesc. Marțea când mai e, te mai așteptăm pe la noi. Așa mulțumim mult de tot și baftă dacă te duci pe la Scornicești, pe la Neamuri. Doamne ajută, mă duc să iau niște carne. Perfect.